Prințul Neștiutor. În vremurile de demult exista un mare împărat. El conducea India și dorea ca fiul lui, care nu era prea ager la minte, să fie învățat de către cei mai cunoscuți înțelepți din țară. Era bogat și era dispus să plătească oricât pentru a-i da fiului său o educație aleasă. Pentru asta chemă la palat pe cei mai renumiți dintre ei ca să îl învețe pe prinț, iar cu trecerea anilor, prințul știa răspunsul oricărei întrebări. Împăratul a fost foarte mulțumit, dar unul dintre învățații cei mai bătrâni îl atenționă. Ce știe fiul tău se referă numai la trecut. Adevărata știință este să cunoști viitorul. Atunci fiul meu trebuie să dezlege tainele cunoașterii viitorului, spuse împăratul hotărât. Prin urmare, au chemat un prezicător la curte care îl învăță tot ce știa pe tânărul prinț. După câteva luni, același învățat bătrân îl supuse la test pe prinț. Le arătă tuturor împăratului și curtenilor ce are în mână, după care, închizând pumnul, se întoarse spre prinț și îi ceru să ghicească. Un obiect alb și tare. Tânărul se concentra din răsputeri. Are și o gaură în mijloc. Am găsit o piatră de moară. Toată lumea a început să râdă că obiectul era într-adevăr tare și alb, cu gaură în mijlocul lui, dar nu era o piatră de moară, ci o mărgea. Adevărata înțelepciune nu este când știi tot, a explicat învățatul cel bătrân, ci când știi să folosești tot ce ai învățat.